atenție proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de anul 2015 și rezultă câteva concluzii. Una din concluzii este că veniturile nu au fost realizate în proporție de 20%. Dar dacă ne uităm ce înseamnă aceste venituri, efectiv unde se regăsesc în cadrul bugetului, constatăm că le găsim exact în cadrul secțiunii de dezvoltare. Și în cadrul secțiunii de dezvoltare, veniturile, și aici este vorba de banii europeni, au fost realizate în proporție de 52%, adică un minus de 106 milioane de lei. Dacă ne uităm și la partea de cheltuieli, total cheltuieli, așa cum rezultă de ei, s-au cheltuit mai puțin, 77,5%, este bine că s-au cheltuit mai puțin, grav este că nu s-a cheltuit pe proiecte europene, proiecte aflate în curs de implementare. Aceeași situație o regăsim, dacă ne uităm detaliat, la cheltuielile secțiunii de dezvoltare s-au realizat numai în proporție de 53%, cu un minus de 108 milioane de lei. Bani care vin din exterior. Propunerea mea este ca la următoarea ședință a Consiliului Județean să ni se prezinte care este situația acestor proiecte, întârzierile lor și ce măsuri va lua executivul Consiliului Județean, astfel ca să ne recuperăm banii care trebuie luați pentru proiectele europene și să le facem ca derularea lor să se desfășoare conform proiectelor inițiale.